this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de Eurotrack Simulator 2, cariera noastră real life. Sunt foarte supărat, prieteni, sunt mega supărat. S-a întâmplat o tragedie pentru mine, am filmat un episod și când l-am băgat spre editat, am mers tot episodul în lag, prieteni. Adică mie în joc mi-a mers destul de ok, adică am avut niște probleme și în joc, dar nu cum apăreau pe filmare, practic. Am dat update la placa video și la OBS și toate mi s-au dat peste cap. Nu știu ce s-a întâmplat, mi-a mers execrabil. Am schimbat din nou setări prin OBS, sper să meargă de această dată, dacă nu o să fie o nouă filmare pierdută pentru mine, că nu pot să vă pun filmări care merg sacadate, blocate și așa mai departe. Sunt foarte supărat, prieteni, știți că ultima dată eram noi aici în Lvov, eram noi ultima dată, știți că aici am rămas. Ei, am luat eu cursă din Lvov și am coborât eu până aici. Nu a fost un drum cu nu știu ce priveliști sau așa mai departe, a fost un drum basic. Însă mie îmi pare rău că am pierdut o filmare. Erau 170 de kilometri, deci a fost o cursă foarte rapidă făcută de mine în 20 de minute. Însă e o filmare pierdută și îmi pare rău, nu am ce să fac. Vorbeam la sfârșitul acelui episod că probabil o să fie ultima cursă pe teritoriul Ucrainei, că de aici voiam eu să plec în România și așa mai departe, însă am anulat toate planurile pentru că era urât să mă teleportez pur și simplu din Lvov în România cu voi. Și așadar am decis să caut o cursă, să rămân în Micolencu ăsta sau cum se numește orașul ăsta de aici și să caut o nouă cursă pe teritoriul Ucrainei și am găsit una la Ivano-Frankivsk, probabil se numește această zonă. 192 de kilometri, chiar o cursă mai lungă ca cea de episodul trecut, însă credeți-mă, sunt extrem de supărat, prieteni. Apăsați, vă rog frumos, butonul de like, măcar să strângem la acest episod 50 de like-ani acolo puternice, să mai treacă supărarea. Sincer vă zic, sunt foarte supărat, să stai să filmezi. Am vorbit acolo cu voi aproape 30 de minute și la final, când îl pun acolo în programul de editare, să văd că toată filmarea e blocată, am rămas... Și filmez imediat după, adică totul se întâmplă foarte repede, pentru că după nu o să mai am timp și trebuie să am acest episod filmat pentru voi ca să nu vă las fără seria voastră preferată. Deci sper că apreciați acolo și rupeți butonașul ăla de like, măcar acum să strângem și noi 50 de like-uri, prieteni. Hai să ne băgăm la volan, sper ca lucrurile să meargă bine. Este o cursă pe timp de noapte, din păcate nu am găsit alta. Transportăm niște colete de poștă, cu colete poștale, habar nu am. Nici nu m-a interesat remorca pe care o iau, m-a interesat... Glumești, cred. Problema e că și atunci mi-a făcut așa, prieteni. Deci problema e că și atunci a început la fel să-mi facă. Și când m-am uitat pe filmare a mers blocat, deci eu o să opresc, dacă o să fie, o să opresc tirul și o să verific filmarea pentru că nu vreau să filmez iar degeaba 30 de minute aproape. Sper să și revină cât de cât, adică să fim ok. Am făcut o probă înainte să pornesc. Adică am venit de la locul de dormit până aici la încărcatul, când am încărcat remorca, când am luat remorca, când am cumplat remorca și lucrurile au mers bine. Nu, că îmi pun frână cu ăsta dacă nu se oprește definitiv. Eu vreau doar să reduc viteza, nu se oprește definitiv tirul. Merge cu faza lungă pe aici, cu tot că nu e bine, dar vreau să vedeți voi pe videoclip. Când o să ieșim din orașul ăsta, o să vreau să revăd filmarea, deci o să fac o mică pauză pentru voi. Pentru voi o să fie o secundă, practic, însă pentru mine o să fie câteva minute. Pentru că vreau să văd cum se mișcă totul, dacă se mișcă ok sau nu. Îmi cer scuze pentru asta, dar mai s-am făcut un update și la placa video și la OBS și lucrurile pentru mine au luat o raznă. Și e foarte complicat, e foarte, foarte complicat, băieți. Mamă, dacă mă bagă printre străzile astea înguste pe aici. Nu vine nimeni, dar mișcăm noi destul de greu momentan.
Doresc din tot sufletul să meargă totul ok. Deci imediat cum ies din acest oraș, o să verific filmarea, prietene, să o opresc și o să pornesc din nou ca să pot să verific. Și o să leg filmările între ele. Pentru voi, vă repet, o să fie o secundă, nici nu o să simțiți, pentru că vreau să mă asigur și îmi cer scuze pentru asta dacă o să zică cineva ceva, chiar nu am ce să fac. Deci imediat cum ies de aici vreau să fac o pauză, să văd cum se mișcă filmarea, ca să știu dacă o continui sau nu până la urmă. Mă pun pe avarii și o să trag aici. Mamă, e accident grav aici. Unul e sărit peste balustradă, unul e intrat în copac, prieteni. Te oprim lângă ei și să le dăm și o mână de ajutor. Uite, am oprit aici. Deci, repet, pentru voi o să fie o secundă, pentru mine o să fie câteva minute. Vreau să revăd filmarea, să văd cum a ieșit până aici, ca să știu dacă îi dăm drumul în continuare, prieteni. Mă scuzați. Am revenit, prieteni, pentru voi cred că a fost o secundă, pentru mine, adică siguranță pentru voi o să fie o secundă, pentru mine a fost câteva minute. Le-am verificat, sper că totul este în regulă, eu așa am văzut. Deci sper să rămână așa, adică să rămână toate în regulă. M-au trecut toate transpirațiile când am dat play la filmare să o văd. Mi-am făcut cruce cu limba să fie totul în regulă, sincer. Adică e teroare, e teroare când știi că filmezi, vorbești, explici oamenilor și așa mai departe, iar la final vezi că ai vorbit singur, practic, pentru că filmarea este la coșul de gunoi, la propriu. Deci sper să apreciați toată munca pe care o depun eu aici. Încerc să vă prezint clipuri. Uite, iară mi-a framat aici. Na. Sper totuși să meargă mai bine ca data trecută, iar pe viitor o să încerc eu să mai rezolv acolo din setările OBS-ului, pentru că chiar nu înțeleg de ce i-am dat actualizare la OBS până la urmă. Nu am dat ștergere și instalare din nou, adică setările trebuia să-mi rămână. Însă da, mi-a cerut și update la placa video, am dat și la placa video update și de acolo probabil au pornit toate problemele, habar nu am. Deci m-a cam dat peste cap, sper însă să se rezolve cu timpul și să revenim la normal. Înțeleg să mai frameze așa uneori, însă nu vreau să frameze tot videoclipul sau să meargă tot videoclipul blocat. Sper ca pe viitor însă să pot achiziționa și o unitate din aia mai bestială, să putem face aici conținut super ok. Dar cum v-am mai zis, canalul îl fac din plăcere și din pasiune. Eu nu am câștigat nici un leu din acest canal până acum. Suntem 500 și ceva de abonați. Canalul nu este monetizat. Nu am avut nici măcar o donație de un leu. Adică să nu vă gândiți că am făcut vreun ban din acest canal până acum. Nu, nici măcar o pâine. Și pâinea aia costă vreo 4 lei, de fapt nu costă un leu. Deci nici măcar de o pâine eu nu mi-am scos din canalul ăsta. Pur și simplu fac din pasiune. Dacă pe viitor o să facem și bănuți, eu vă promit că o să reinvestesc în canal, pentru că, cum v-am repetat în fiecare videoclip, vreau să cresc calitatea, pentru că dacă voi sunteți deranjați când vedeți un drop frame, credeți-mă că eu sunt și mai deranjat decât voi, prieteni, pentru că unul mă deranjează la joc, nu că îmi strică plăcerea, dar e probabil ați jucat și voi măcar o dată în viața voastră un joculeț și v-a framat sau s-a blocat sau v-a mers în lag și sentimentul nu a fost bun pentru voi. Deci vă dați seama. Poate să mai aibă momente așa când framează și așa mai departe, însă vreau ca filmarea în rest să meargă fluid ca și înainte, să nu avem probleme mai grave decât le-am avut până înainte. Iar pe viitor sper eu ca ușor să ne așezăm cum ar veni la casa noastră și să ne putem achiziționa o unitate din aia mai babană ca să nu mai avem probleme. Cu multe ventilatoare, cu multe răcitoare, să nu mai avem probleme de supraîncălzire și așa mai departe. Dar toate la timpul lor, canalul este încă la început, nici măcar nu am ajuns la 1000 de abonați, deci mai avem de muncă. Sper acolo să mă susțineți în continuare, să rupeți acel butonaș de like și de subscribe, vă bat la cap, însă butonașul ăla de like, poate unii se simt supărați sau lezați sau habar nu am să găsesc cuvântul potrivit acum, când tot repet de like, de subscribe, de comentarii și așa mai departe, însă sunt foarte, foarte importante. Ați văzut că vă cer cei cu 2 milioane de abonați, cei cu 3 milioane de abonați, vă cer like-uri și comentarii. Dar păi eu la 500 de abonați, cum aș vrea să... Cum? Adică nu există altă modalitate. YouTube-ul promovează canalele care fac multe vizualizări, care fac multe like-uri, care primesc multe comentarii. Tocmai de asta vă zic, lăsați prietenii mei acolo, măcar la videoclipurile astea de Eurotrack, știu că este seria voastră preferată, să strângem și noi 40-50 de like-uri minimum pe clip. Și atunci toate lucrurile o să fie așezate, să zic așa.
din statistici am mai văzut, cum v-am zis și în trecut, am zis că din statistici văd că peste 60%, chiar 65 undeva la sută din persoanele care privesc clipurile de pe canal nu sunt abonații canalului. Deci de asta vă zic, apăsați prietenii mei acolo butonașul ăla de subscribe pentru că nu vă costă nimic. Dacă tot vă place conținutul pe care îl postez, abonați-vă acolo pentru că mă ajută foarte mult și împingeți cel butonaș de like pentru că ăla mă ajută extraordinar de mult ca să putem ridica acest canal și să-l putem duce cât mai sus acolo. Cât o să fie, nu știu. Oricum am atins o cifră foarte frumoasă zilele trecute, acum vreo săptămână sau o săptămână jumate, abar nu am. Cât am mai trecut de când am făcut 500 de abonați, sincer eu nu mă așteptam. Îmi spuneau niște prieteni de acolo pe Discord că probabil până în decembrie o să ajung la 1000. Sincer, eu nu cred că o să ajung la 1000, însă poate îmi faceți voi așa o surpriză super frumoasă de Crăciun să ajungem la 1000. Dar greu de crezut, sincer. Greu de crezut că până de Crăciun o să strângem 1000, însă dacă am strânge, cred că ar fi cel mai frumos cadou de Moș Crăciun pe care aș putea să-l primesc. Facem dreapta aici, suntem în Strânii. Ne-am mișcat destul de bine, nu am mai avut momente să se blocheze sau așa mai departe. Sper ca și pe videoclip să se fi văzut ok. Deci chiar sper să se fi văzut ok. În clipul ăla în care am vorbit singur, practic, pentru că filmarea este la gunoi, mai spuneam că mă gândeam la o nouă serie pe viitor de Eurotrack, însă o serie altfel. Dar seria respectivă trebuie pregătită amănunțit și e o mare durere acolo pentru că trebuie să caut modurile potrivite și așa mai departe. Deci doar cu ajutorul vostru o să facem aceste serii și o să le continuăm cum ar fi aceasta, de doar prin susținerea voastră și susținerea voastră asta înseamnă să văd acolo like-uri și comentarii cât mai multe, pentru că așa îmi dau eu seama că voi chiar apreciați o serie. Am mai postat episoade, spre exemplu, de Raft, doar că le postez mai rar pentru că unele prind, altele nu prind. Și eu postez videoclipuri care prind. Am mai postat Slime Ranger sau am mai postat... nu știu să vă zic așa. Am mai postat joculețe, Stumble Guys, spre exemplu. Postasem într-un timp chiar foarte de Stumble Guys. De vreo 3 ori pe săptămână, când am văzut că pe videoclipuri nu prinde Stumble Guys, l-am renunțat și de asta facem în principiu pe live-uri. Joc acolo alături de voi. Adică vreau să postez episoade care prind, nu să filmez degeaba, să mă chinui degeaba, să editez, să încarc pe YouTube, să mă chinui atât de mult și să-mi pierd timpul pentru ce, până la urmă, dacă voi nu apreciați. Tocmai de asta vă cer chestiile astea, sper ca să nu vă supărați sau să nu vă simțiți, nu știu cum, că uite asta ne bate la cap și nu știu ce. Da, sper că m-ați înțeles. Și sper ca lucrurile să decurgă frumos. Aici vreau să formez o comunitate cât mai frumoasă și cât mai mare, însă totul depinde doar de voi, prieteni. Mai avem 50 de kilometri. Vedeți, dacă stăm la taclare, kilometri se duc foarte, foarte, foarte repede. Setările astea din OBS sunt o durere pentru că am ascultat și alți youtuberi care sunt mult mai cu experiență decât mine și au zis că și ei au încercat, unii din ei, foarte multe setări în OBS până au ajuns la setările optime, să zic așa. Nici eu nu am un calculator super performant ca să pot să mă joc cu setările și așa mai departe. Tocmai de asta am probleme, dar sper pe viitor să ne descurcăm cât de cât până o să ajungem noi la performanțele alea de a avea o unitate babană, să zic așa. Adică eu dacă aș juca off-camera pe Eurotrack, Snowrunner și așa mai departe, nu aș avea, uite aici am avut un drop frame destul de mare, nu aș avea nicio problemă să le joc pe Ultra, adică eu le jucam pe Ultra, doar că atunci când filmez, calculatorul pur și simplu se supraîncălzește și de asta apar drop frame-ul, pentru că folosește și din placa video și din procesor și așa mai departe. Și e durere, pentru că omori calculatorul practic, dacă nu e unul super, super performant. Hai să scot faza lungă, că văd că se luminează așa de zi, ușor, ușor, oricum mai avem 20 de kilometri. Sau? Hai să las totuși faza lungă ca să se vadă mai bine și pe filmare, totuși. A fost o cursă frumoasă din punctul meu de vedere, o cursă liniștitoare. Suntem în Ivano-Frankivsk, o să ajungem imediat și de aici aș vrea să luăm o cursă spre Românica data viitoare. Îmi pare rău că nu am putut să iau din partea cealaltă, dar filmarea, cum v-am zis, nici nu vreau să-mi aduc aminte. Fai de capul meu, deci îmi vine să... Cum dau rage-uri pe CS, așa îmi vine acum. Și e și... Deci când filmez acest episod, este 2 noapte, prieteni, ca să vă dați seama. Eu la 7 trebuie să plec și eu la 2 noapte filmez episodul de Eurotrack, adică trebuia să fie filmat deja de vreo oră. Totul trebuia terminat. Uite, iar înframează. E cam urât, what? De ce face așa fix pe final? Chiar nu înțeleg.
Avem 2 km, really? Fix acum se strică totul? Sper să nu, nu vreau să mai opresc acum filmarea, o las și blocată dacă o fi. Adică mie merge ok acum, sincer să fiu cu voi, nu am probleme în joc. Dar cine știe, cine știe, nu, da. Mai bine nu dădeam update-urile alea. Mai bine nu dădeam update-urile alea și stăteam eu liniștit. Dar o să știu pe viitor să nu mai dau niciun update la nimic și să le las toate așa. Când lucrurile merg bine, nu mai dați update-uri. Nu mai dați update-uri, că în loc să vă facă lucrurile mai bune, le cam strică, sincer să fiu cu voi. Le cam strică, sincer să fiu cu voi. E dimineața când ajungem și noi, e ok. Uite și poliția. Acum trebuie să intrăm în curte și la GNT să livrăm această remorcă și cam... Aceasta a fost cursa, sper din tot sufletul să apară bine pe filmare, că altfel cred că sparg ceva. Cred că sparg ceva. Hai să încercăm să facem și parcarea asta cât de cât ok aici, că nici nu mă mai... Mă chef de parcări nu mai am eu, sincer. O las așa mai strâmbă, nu mai contează. Aoleu, prietene, aoleu. Sper că a ieșit filmarea cât de cât ok, că sunt terminat și de oboseală și de tot. Suntem în Ivano-Frankivsk și avem curse. Uite, avem o cursă interesantă până la Galați. Dar nu știu ce să zic. Oricum aici e canjale, pentru că dincolo aveam foarte multe firme. La Micolenco sau cum se numește, însă la Ivano-Frankivsk avem doar două, avem asta la GNT și una la Carrefour. Deci e cam jalete, prietene, cam jalete. Uite, dacă am găsit o cursă spre Sighetul Marmației, ar fi destul de interesant și o să-mi bat capul să găsesc una în zona asta. Sighetul Marmației, Baia Mare sau Cluj, prieten, pentru data viitoare. Cam da. Prieten, dacă am apreciat munca, că nici nu mai știu să vorbesc... Deci dacă mi-apreciați munca și vreți să mai vedeți episoade în continuare de Eurotrack, pentru că vedeți că mă chinui uneori foarte, foarte mult cu tot că nu pare. V-am zis că este ora 2 când filmez acest episod, este a doua oară când îl fac. Sunt terminat. Dacă mi-apreciați munca, apăsați vă rog butonașul ăla de like, poate strângeți și noi la acest episod 50 de like-uri. Și noi, prieteni, o să ne vedem data viitoare, sper eu, fără probleme. Să aveți o noapte sau o zi frumoasă, depinde când vă uitați voi la acest clip. Până data viitoare, numai bine, pa, pa!